Filmul începe cu un băiat inventiv în vârstă de 7 ani pe nume Tim, care își folosește imaginația ca să se distreze cu părinții lui. Acesta își imaginează că este un aventurier în Congo și se luptă cu tatăl său, care își imaginează că este o gorilă. Acesta se poartă de asemenea ca un scafandru și salvează părinții de un rechin. Ted Senior și Janice, părinții lui Tim, îl învață să meargă pe bicicletă. Copilul spune că are o familie perfectă și părinții lui lucrează la organizație numită Compania Cățelușilor. Aceștia lucrează din greu în divizia de marketing, dar tot își găsesc timp pentru timp. Cei doi îl pun la culcare pe fiul lor și după ce îi spun o poveste și cântă, părinții lui îl întreabă dacă vrea un frățior, dar băiatul spune că el este suficient. Tim se întreabă de unde vin bebelușii înainte să adoarmă. În corporația bebelușilor, un copil se naște și se mișcă ezitant printr-o mașinărie alături de alți bebeluși. Robotul încearcă să-l gâdile, dar nu funcționează, apoi îl îmbracă într-un costum și îl trimite la management. A doua zi, alarma îl trezește pe Tim și se pregătește pentru o nouă zi de aventuri. În timp ce se uită prin binocliu, copilul îl vede pe bebeluș ieșind dintr-un taxi. Copilul intră în casă și părinții lui Tim îl prezintă fiului lor. Bebelușul atrage toată atenția părinților și îi ține mereu ocupați. Tim încearcă să-și folosească imaginația ca să se distreze, dar revine la realitate când își dă seama că bebelușul face legea în casa lui. Seara, Tim discută cu părinții lui în timp ce îl hrănesc pe copilaș, iar băiatul spune că bebelușul este ciudat deoarece poartă un costum și car o valiză. Părinții lui Tim îi spun că o să-l iubească pe copil până la urmă din toată inima, apoi pleacă. Băiatul așteaptă ca aceștia să îi spună o poveste înainte de culcare, dar ei nu vin. Acesta îi găsește dormind în sufragerie și aude telefonul sunând. Acesta își dă seama că un alt telefon sună și urmărește sunetul. Tim îl aude pe bebeluș vorbind la telefon și dă buzna înăuntru. Copilașul dezvăluie că poate vorbi și cere mâncare. Acesta se numește Șef și îi spune lui Tim că este matur și că nimeni nu vrea jucării vechi. Acesta descrie cum primește toată dragostea părinților săi și îi spune băiatului să nu stea în calea lui, iar Tim se întoarce în pat întrebându-se dacă poate fi alungat din familie. Tim se trezește a doua zi și mănâncă cereale în timp ce vorbește cu alarma sa. Acesta decide să strângă dovezi pe care să le arate părinților lui și găsește un reportofon. Tim se costumează și se furișează prin casă, imaginându-și că e un ninja. Acesta cade pe scări și îl vede pe copilaș alături de mai mulți bebeluși, iar copilașul îi spune lui Tim că are o ședință cu ceilalți și părinții cred că se duc la joacă. Bebelușul Șef se adresează celorlalți și le spune că patrupezii primesc mai multă dragoste decât copilaș. Aceștia urmăresc un anunț făcut de Francis, directorul companiei cățelușilor, conform căruia aceștia vor face public un nou cățel la convenția lor din Las Vegas. Șeful realizează că echipa lui este incompetentă, iar Tim le înregistrează discuția. Copilul scoate caseta din dispozitiv și bebelușii îl văd când băiatul încearcă să urmâneze părinților lui. Aceștia îl urmăresc peste tot și reușește să-i evite. Șeful bebe reușește să pună mâna pe casetă, iar Tim se agață de mașina lui în timpul mersului. Tim ia caseta după ce trage cu săgeți spre bebeluș și sare în casă folosind o trambulină. Părinții ies din casă și văd haosul. Șeful torturează iepurele de pluș a lui Tim și băiatul se enervează. Acesta încearcă să îl lanseze pe bebeluș de la fereastră, dar este surprins de părinți. Caseta este aruncată din casă și este călcată de o mașină. Tim încearcă să explice că bebelușul poate vorbi, dar părinții lui nu-l cred. Băiatul este pedepsit și spune că va rămâne așa până ce se va înțelege cu șeful. Copilașul intră în camera lui Tim, în timp ce acesta își imaginează că este la închisoare și sugerează să lase diferențele deoparte și să lucreze împreună. Acesta mai spune lui Tim că se află într-o misiune și îi cere să sugă o suzetă specială. Acesta reușește să-l convingă pe băiat să facă asta și sunt transportați la sediul companiei bebelușilor. Copilaș spune că sunt holograme și ceilalți bebeluși nu-i pot vedea. Apoi mai spune că bebelușii sunt normali, uită de corporații când le este luată suzeta specială. Copilașii servesc o băutură special creată pentru ei care ajută să nu îmbătrânească. Bebelușul arată lui Tim un grafic și spune că patrupezii primesc toată dragostea în timp ce bebelușii sunt ignorați. Cei doi merg pe un hol cu tablouri ale bebelușilor Șef și copilașul spune că vrea să ajungă la fel ca modelul său, șeful bebeluș super colosal și gras. Acesta spune că va fi promovat dacă îndeplinește cu succes misiunea și se va întoarce la corporație. Tim este încântat de veste, dar marea șefă bebeluș, superioara noului prieten al băiatului, își face apariția nervoasă. Copilașul își dă seama că ea discută despre misiunea lui și se întorc în lumea obișnuită. Copilașul se panichează deoarece nu știe nimic și spune că riscă să fie concediat. Acesta adaugă că va deveni un bebeluș obișnuit dacă se întâmplă asta și detaliază scenarii tulburătoare. Tim acceptă să-l ajute pe copilaș și își strâng mâinile. În timp ce caută informații despre compania cățelușilor, Tim își dă seama că ziua de luat copilul la serviciu se apropie și sugerează să-i urmărească pe părinții lui. Șeful îi amintește băiatului că este pedepsit și decide să pretindă că s-au împrietenit. După ce s-au prefăcut că se plac pentru o perioadă, părinții încep să aibă încredere în ei. Bebelușul vorbește cu Tim și îi spune că nu a fost gâdilat niciodată că s-a născut adult fără să aibă copilărie. Amândoi adormi și sunt treziți de părinții lor. Aceștia
să-i spolui Tim că nu mai este pedepsit și că va merge cu ei la lucru. Tim este fericit și se pregătește alături de copilaș pentru serviciu. Aceștia ajung la compania cățelușilor și părinții sugerează că bebelușul să rămână în zona cățelușilor, dar Tim refuză și merge cu bebelușul. Cei doi copii găsesc o ușă permisă numai personalului autorizat și își dau seama că i-ar putea conduce către noi informații despre viitorul cățel. Tim îl deghizează pe copil în cățeluș și intră pe micuța ușă făcută pentru câini. Acesta îl distrage pe gardian și permite lui Tim să intre în încăpere. Cei doi merg printr-un depozit și găsesc un dosar despre noul cățeluș. Aceștia înlocuiesc dosarul cu un altul de aceeași greutate, dar saliva bebelușului îl atinge și declanșează o capcană care îi capturează. Aceștia își dau seama că dosarul este fals și fratele lui Francis, pe nume Eugen, îi duce în biroul lui Francis. Francis dezvăluie că este de fapt bebelușul șef, super colosal și gras, și le spune povestea lui. Acesta spune că a fost promovat și după o vreme își dă seama că îmbătrânește pentru că era intolerant la lactoză și formula pentru bebeluș nu își făcea efectul. Consiliul de conducere l-a înlocuit și au dat toată iubirea și atenția altcuiva. Francis spune că se va răzbuna folosindu-și cățelul veșnic, un patruped care nu îmbătrânește și este nemuritor. Eugenia formula specială pentru bebeluș din rucsacul lui Tim și spune că va folosi pentru a crea cățelușii veșnici. Francis spune că le va lua părinții cu el în Las Vegas și că nu ar trebui să-i stea în cale. Eugen poartă un costum de dădacă și stă cu copiii cât timp părinții lor sunt plecați cu Francis. Copilașul se panichează și începe să se comporte ca un bebeluș obișnuit, apoi îi spun lui Tim că are nevoie de formula specială ca să-l împiedice să devină un bebeluș normal. Lui Tim îi vine o idee și fac un amestec și îl folosesc ca să-l stropească pe Eugen ca să pară că bebelușului îi e rău. Tim și copilașul fug din casă și iau o bicicletă în timp ce Eugen pornește pe urmele lor. Bebelușul sună pe Stacy și cer ajutorul. Ea îi contactează pe ceilalți bebeluși și îl țin pe Eugen ocupat, în timp ce Tim și bebelușul încearcă să scape. Bebelușii se lipesc într-un final de căruciorul lui Eugen, iar acesta le ia mașinuța și continuă urmărirea. Tim se panichează deoarece au căzut roțile ajutătoare, iar copilașul îl calmează. Acesta îi spune cum să înainteze și îl face pe Tim să-și imagineze că este marinar. Tim reușește să prindă mișcarea și îi văd mașina lui Francis. Tim și bebelușul văd un tren trecând și băiatul decide să sară pe o rampă de nisip ca să treacă peste acesta. Copilașul se sperie, dar sar cu succes și Eugen rămâne blocat în nisip. Cei doi copii ajung la aeroport, dar copilașul începe să se poarte ca un copilaș normal și Tim îl ia în brațe. Și doi aleargă către părinții lor, dar Francis îi grăbește și avionul decolează. Tim dă vina pe copil pentru situația în care se află și în timp ce se ceartă, băiatul spune că își dorește ca bebelușul să nu se fi născut. Tim stă pe podea și după o vreme aude un anunț care cere să răspundă la telefonul de lângă el. Bebelușul îi spune lui Tim că nu știe nimic despre familie, dar îi pasă și vrea să-i salveze pe părinții lui. Cei doi se împacă și se gândesc cum să ajungă în Vegas. Aceștia văd mai mulți bărbați îmbrăcați ca Elvis Presley și își dau seama că se îndreptau spre Las Vegas. Unul dintre bărbați se duce la baie, iar copiii fură hainele și reușesc să urce în avion și ajung la clasa 1. Bebelușul îi spune că nu este nimeni deoarece nimeni nu și-o permite. Avionul decolează și Tim își folosește imaginația ca să se joace. Acesta își amintește că bebelușul nu a avut copilărie și îl învață cum să se distreze folosindu-și imaginația. Aceștia se luptă cu mai mulți pirați și înving pe măsură ce se apropie de destinație. Aceștia coboară din avion și Tim convinge câteva fete să îl ducă la convenție, spunând că bebelușul e bolnav. Aceștia ajung la destinație și bebelușul se plimbă pe acolo purtându-se ca un copil normal. Tim îl vede pe Eugen și îl ia pe copil și apoi fuge. Aceștia văd că Francis a dezvăluit cățelușul veșnic și mulțimea este în delir. Francis și părinții lui îi văd pe copii și Francis îi răpește pe părinți. Eugen îi urmărește pe copii, iar Francis fuge cu părinții lui Tim în spatele scenei. Copiii se duc și acolo și privesc cum Francis îi pune pe căței veșnici într-o rachetă și pe părinții lui Tim sub aceasta ca să-i ucidă când racheta se lansează. Francis le blochează calea celor doi copii și bebelușul reușește să-l gâdile pe om, încercând să scape. Bărbatul își folosește sceptrul ca să îi agațe pe copii, iar aceștia își folosesc imaginația ca să se lupte și să îi învingă. Tim ajunge la părinții lui, dar nu poate deschide cutia în care sunt ținuți captivi. Tim își dă seama că poate folosi căței ca să împingă cutia departe de rachetă și bebelușul deschide ușa. Acesta se întoarce la forma de bebeluș normal și părinții lui sunt salvați. Tim încearcă să-l convingă pe copilaș să se dea de pe rachetă înainte ca aceasta să decoleze. Acesta începe să plângă și Tim îi cântă, reușind să-i atragă atenția, iar bebelușul cade în brațele sale. Aceștia se depărtează, iar racheta se lansează. Apoi Tim îi dă formula specială și îl întoarce pe copil la forma inițială. Francis iese din piscina cu lichid și aleargă să-l atace pe copilaș, dar Eugen îl oprește și le spune celor doi copii că îl va crește cum trebuie, apoi pleacă. Copiii își eliberează părinții din cutii și se reunesc fericiți. Mai târziu bebelușul își strânge lucrurile și iese din casă, acolo unde este așteptat de ceilalți bebeluși și le dă cadouri. Tim se întreabă ce le va spune părinților lui când bebelușul pleacă și acesta îi spune că a lui corporație le va șterge memoria neștiind ce s-a întâmplat. Taxiul sosește și bebelușul și-a rămas bun de la Tim, apoi pleacă. Tim intră în casă și vede agenții de la corporația bebelușilor care șterg orice urmă a existenței bebelușului și șterg memoria părinților
bebelușilor lui. Un agent îl întreabă pe băiat dacă vrea să uite de bebeluș și acesta spune că nu. Bebelușul ajunge la companie și copilașii sărbătoresc promovarea acestuia. Timpul trece și Tim și bebelușul își dau seama că le este dor unul de altul. Tim scrie o scrisoare pentru bebeluș și spune că preferă ca el să primească toată dragostea părinților lui, numai să fie împreună. Copilașul vede o cutie plină cu mărgele și se bucură. Acesta aleargă prin birou și își scoate hainele. Bebelușul se întoarce în familia lui Tim și părinții lui îl prezintă cu numele Ted. Tim crește și îi spune întâmplarea fiicei lui, deoarece are o nouă soră. Ted zosește și când se uită la fetiță, aceasta se ridică purtând un costum, arătând că este membru al corporației bebelușilor. Salutare și bine ați venit pe reacția lui Joker. Astăzi voi povesti pe scurt un film de animație numit Boss Baby, afaceri de familie, lansat în 2021. Acest film este al doilea din seria Boss Baby. Ca să înțelegeți mai bine acest film, vă recomand să urmăriți și primul film pe care îl găsiți deja pe canal. Fără alte comentarii, să trecem la treabă. Filmul începe cu Tim, care acum s-a maturizat. Tim și soția sa, pe nume Carol, se joacă cu cele două fiice ale lor, Tabitha și Tina. Deși Tim este deja adult, imaginația și spiritul aventuros sunt încă prezente în mintea sa. Prietenul lui Tim, Jumbo, este acum primarul orașului, iar toți ceilalți membri ai echipei Big Boss lucrează pentru poliția orașului. Pe de altă parte, fratele lui Tim, Big Boss Ted, a devenit acum proprietarul unei mari companii financiare. Într-o seamă, Tim îi spune fiicei sale, Tabitha, povestea copilăriei lui. Dar cum Tabitha nu-l ascultă, Tim realizează că fiica sa a crescut și nu mai are niciun interes pentru aceste povești. De fapt, încă de la o vârstă fragedă, Tabitha este foarte inteligentă. Visul ei este dintotdeauna să fie ca oncle după ce va crește. Tim pleacă trist și ajunge la mansardă, unde începe să se uite la jucăriile lor din copilărie. Acolo, el găsește o amintire din copilăria lor frumoasă, dar acum Ted a devenit un om de afaceri faimos, mereu ocupat și nici nu mai are timp să vină acasă. Cu toate acestea, Tim aude brusc un sunet când mută vechile lor păpuși. Când intră încet în camera lui Tina, vede cum aceasta vorbește la o vârstă fragedă exact ca fratele ei, Boss Baby. După aceea, de fiecare dată când Tina își pune costumul, Tim leșină. În momentul în care își revine, Tim află că Tina a venit și aici într-o business secretă de la Baby Corporation. Tina spune că copilăria copiilor de pe pământ este în pericol și au nevoie de ajutorul lui Ted cu privire la această problemă. Dar Tim nu este de acord cu Tina, apoi pleacă spunând că nu-l va deranja pe Ted în niciun fel. Cu toate acestea, Tina înregistrează toate conversațiile cu Tim cu ajutorul unui dispozitiv. A doua zi dimineață, când Tim se uită pe fereastra casei, vede că Ted sosește în fața casei lui. De îndată ce a intrat în casă, a început să-i zgâlție mâinile și picioarele lui Tabitha pentru a vedea dacă este sănătoasă. Tim descoperă apoi că cineva i-a copiat vocea și a trimis un mesaj vocal lui Ted, iar Tim își dă seama că asta e mâna Tinei. Fetița a folosit vocea lui pentru a-i spune lui Ted că Tabitha a căzut și s-a rănit și de aceea Ted a venit imediat. Tim discută apoi amintirile lui din copilărie cu Ted, care după ce a părăsit corporația Baby le-a uitat pe toate și acum nu-și mai amintește nimic. Apoi Tina își scoate suzeta ei magică și o dă lui Tim și lui Ted și imediat ce o pun în gură devin invizibil și ajung la corporația bebelușilor. Ajuns acolo, Ted își amintește totul. Tina îi duce apoi într-o cameră specială și începe să vorbească despre misiune. Fetița spune că Armstrong, un profesor de la școala lui Tabitha, a venit cu o nouă teorie care va face bebelușii mult mai inteligenți. Copiii nu vor mai avea nevoie de părinți lor și asta este extrem de dăunător pentru copilăria lor. Auzind asta, Tim își dă seama că acesta ar putea fi motivul pentru care distanța dintre el și fiica lui crește pe zi ce trece. Apoi Tina spune că acum misiunea lor este să-l oprească pe Armstrong în orice fel. Tina a adăugat că Baby Corp a dezvoltat o formulă specială care va face pe Tim și Ted bebeluși pentru 48 de ore și odată ce vor fi bebeluși pot să-l urmărească ușor pe Armstrong. Tim și Ted beau acea formulă specială și se transformă din nou în bebeluși. Cu toate acestea, chiar dacă se transformă în bebeluși, inteligența și vocea lor rămân tot ca ale adulților. Mai târziu vedem pe Carol că se întoarce acasă după cumpărături. Văzând asta, Tim și Ted reușesc cumva să fugă în camera de la etaj. După aceea, Tim o informează pe Carol că el și Ted pleacă într-o călătorie. Atunci Tina îl sună pe pilotul lui Ted și îi cere să plece cu elicopterul. Auzind vocea lui Tim, Carol aleargă imediat să deschidă ușa, dar elicopterul și-a luat deja zborul. Văzând asta, Carol crede că Tim și Ted ar putea fi plecați în acest moment. Tim și Ted, deghizați în bebeluși, intră din nou în cameră, evitând privirea lui Carol. Cu toate acestea, Tina, Tim și Ted se așează la o discuție în acea noapte. Apoi Tina le dă câteva gadgeturi importante și le spune să ia autobuzul școlar a doua zi dimineața. În noaptea aceea, Tim are niște vise ciudate și este prea târziu pentru ei să se trezească dimineața. Prin urmare, Tim și Ted pierd autobuzul școlar. Oricum, Ted fluieră către poneiul său și amândoi decid să meargă la școală călare pe acesta. Pe drumul către școală, aceștia distrug totul de-a lungul străzii. Acolo i-au ajuns polițiștii din urmă. În cele din urmă reușesc să scape de poliție și ajung într-un final la școala lui Tabitha. Ajunși la școală, Tim îl trimite pe Ted la copii și pleacă spre școala lui Tabitha.
Înainte să plece, Tim îi spune lui Ted că îl va vedea la ora 11 și 15 minute. În momentul în care Tim intră în clasă, copiii încep să-l necăjească și nu vor să-i dea un scaun, dar când Tabitha își cedează locul pentru el, se simte foarte mândru de fiica sa. După aceea, Tim observă că clasa nu era ca oricare alta, totul acolo era computerizat. Între timp, Ted a fost prins într-o cameră plină cu bebeluși și a început să planifice cum să iasă din încăpere cu bebelușii. Pe de altă parte, Tim nu reușește să răspundă la nicio întrebare din partea lui Armstrong, dar fiica lui Tim era pe primul loc, răspunzând corect la toate întrebările. Ted, pe de altă parte, încearcă să iasă prin fereastra mică de deasupra ușii cu ajutorul tuturor copiilor. Nu reușește chiar dacă se apropie prea mult de fereastră și cade de sus. Între timp, Tim își face și el planuri să iasă. Acesta vrea să iasă sub pretextul că trebuie să meargă la toaletă, dar toate planurile sale au eșuat pentru că toaleta era în sala de clasă. Apoi Tim intră în toaletă și începe să se gândească la ce va face în continuare. Imediat un plan îi vine în minte. Se întoarce în clasă îmbrăcat ca un băiat rebel pentru a se întâlni cu directorul, dar în loc să fie trimis în biroul directorului ca pedeapsă pentru lipsa de respect a lui Tim, este trimis într-o cameră de pedeapsă. Ted, pe de altă parte, își unge mâna cu lipici și intră direct în biroul directorului prin perete. Ted îl vede pe Armstrong în scaunul directorului. De fapt, Armstrong îl urmărea pe Ted cu o cameră de supraveghere de mult timp. Armstrong este foarte impresionat de inteligența lui Ted și din acest motiv îi dezvăluie identitatea sa reală lui Ted, iar realitatea este că Armstrong însuși este un bebeluș, la fel ca Ted. Armstrong îl informează apoi că după ore va avea o întâlnire cu toți copiii, unde le va spune despre un plan, astfel încât copiii să poată da o lecție adecvată adulților. Oricum, Tina poate auzi un dintre conversațiile lui Armstrong prin dispozitivul pe care îl are și află câte ceva despre planul lui Armstrong. Apoi, când Tim iese din clasă, vede cum șeful bebeluș se joacă cu copiii acolo. În momentul în care se apropie de el, Ted devine furios. Ted spune că nu l-a găsit pe Tim atunci când avea nevoie de el. A izbucnit o ceartă între Ted și Tim. Din acest motiv, iar Tim se enervează și pleacă. După aceea, Tim îi vede pe copiii invidioși în clasă care se răzbună pe Tabitha pentru activitățile extrașcolare. Aceștia îi cer Tabithei să cânte, însă Tabitha nu poate să o facă pentru că nu știe să cânte. Între timp, Tim începe să-i povestească lui Carol povestea emoționantă a vieții sale, astfel încât Carol se emoționează și îl duce acasă. În orice caz, Carol se emoționează după ce a auzit povestea emoționantă a lui Tim și îl duce acasă la ea. În cealaltă parte, Ted rămâne la școală pentru întâlnire și în acel moment mai mulți bebeluși ninja îl atacă și Ted încearcă să fugă de ei. În acel moment, Armstrong își ia mașina și îl salvează pe Ted din calea bandiților. Armstrong îl duce apoi în camera sa secretă și arată cum folosește copiii pentru a face afaceri. De fapt, Armstrong folosește acești copii pentru a crea aplicații care sunt foarte populare. El spune că de data aceasta va crea o altă aplicație care va fi mult mai eficientă decât toate aplicațiile anterioare. De fapt, lăcomia lui Armstrong pentru putere era mai mare decât pentru bani, el dorind să obțină puteri cu orice preț. Între timp când Tim ajunge acasă singur, Tina se enervează foarte tare pe el pentru că l-a lăsat pe Ted la școală și a revenit acasă singur. Tim îi spune apoi că Ted s-a certat cu el și l-a lungat. Tim se duce apoi la Tabitha și o întreabă de ce vrea să participe la concursul de muzică când nu se simte confortabil cu muzica. Apoi Tabitha spune că participă în competiția muzicală pentru a-și face tatăl să se simtă mândru de reșe tatăl ei Tim, îi place mult acest lucru. Tim este foarte surprins să audă asta pentru că el credea că Tabitha îl ignoră și că gândurile lui nu au valoare, dar el greșea complet. Între timp, părinții lui Tim ajung acolo, adică bunicii Tabithei ajung acolo. Cu toate că nu l-au putut recunoaște pe Tim din cauza ochelarilor, suspiciunea mamei lui Tim nu a dispărut deloc. Pe de altă parte, Armstrong le spune tuturor copiilor la ședință că părinții lui erau psihologi pentru copii, dar el crede că este mai deștept și mai inteligent decât părinții lui, așa că a fugit lăsându-și părinții în urmă. Armstrong spune că totul se va schimba curând și toți copiii vor fi eliberați de părinții lor. Ei pot face ce vor și nu va fi nimeni să-i oprească. Aici scena se schimbă și Tim este din nou arătat. El își dă seama că nu numai fiica lui, ci și părinții lui încă cred că el trăiește lumea lui imaginară. Între timp, Ted ajunge acasă cu poneiul său. În acel moment, bunicul Tabithei spune cât de mult îl iubește și îl îngrijește Tim pe fratele lui mai mic, Ted. Bunicul fetiței spune și că ei pot face totul unul pentru celălalt. Tim și Ted se emoționează când aud asta. Oricum, după cină, Tabitha îl duce pe Tim în camera ei, unde Tim învață pe fiica lui să cânte. Apoi Tim a spus la revedere tuturor și a plecat. În timp ce pleacă, el o vede pe fiica sa, Tabitha, așezată lângă fereastră încercând să cânte și se bucură să vadă asta. Între timp, Tina îi spune lui Ted să încheie misiunea repede cu ajutorul lui Tim. Cu toate acestea, Ted își arată mândrea și spune că poate finaliza misiunea fără ajutorul lui Tim. De fapt, neînțelegerea dintre Tim și Ted i-a făcut să se distanțeze. În timp ce aceștia discută, Tim vine acolo și în cele din urmă Tina clarifică toate neînțelegerile dintre cei doi, iar relația dintre ei redevine normală. Ted îi spune apoi lui Tim despre toate planurile lui Armstrong și îi spune lui Tina să ceară ajutor de la Baby Corporation, dar li s-a spus de către Baby Corporation că nu au suficiente dovezi împotriva lui Armstrong. Prin urmare, compania nu îi va ajuta în această problemă și trebuie să găsească singuri o soluție la această
această problemă. De aceea a început să planifice cum să-l oprească pe Armstrong. De data aceasta, Ted decide să ceară ajutorul bebelușilor din școală în această problemă. După aceea își dezvăluie planul. Conform planului lor, Tim va monitoriza pe toată lumea din culise. Ted setează pe ascuns un dispozitiv în spatele costumului Armstrong, iar Tina va folosi acel dispozitiv pentru a controla costumului Armstrong din spatele publicului. Într-un final, momentul important sosește și toți și-au ocupat atent pozițiile, dar imediat ce Ted se apropie de Armstrong, își dă seama că planul său este complet diferit. El și-a instalat deja aplicație pe toate telefoanele părinților. Oricând părinții, fiind entuziasmați, vor încerca să facă poze cu copiilor, vor fi hipnotizați. Ted o informează imediat pe Tina despre planul lui Armstrong și el spune că spectacolul ar trebui oprit în orice mod, astfel încât părinții să nu aibă șansa să folosească aplicația. Tina vede cu dispozitivul ei că există un comutator în culise prin care este posibil să se oprească spectacolul prin deconectarea curentului electric. Ea încearcă să ia legătura cu Tim, dar dispozitivul lui de comunicare i-a căzut din ureche. El și-a uitat complet misiunea și se urcă pe scenă să cânte cu Tabitha. Tim o felicită pe Tabitha pentru spectacol. Tabitha spune că își dorește foarte mult să vadă cum arată fața tatălui ei când va cânta. Auzind asta, Tim se emoționează. Între timp când Ted reușește să ajungă în culise, bebelușii nu o lasă plece și îl duc direct pe scenă să cânte. După aceea, Ted ajunge în sfârșit la acel comutator pentru a-l opri, dar Tim nu-i permite să-l oprească pentru că este pentru prima oară când fiica sa Tabitha va face ceva pentru el și el este mult mai entuziasmat să îi vadă reprezentația. Cu toate acestea, Ted în cele din urmă acționează maneta, dar cei doi își dau seama că a fost doar o capcană. De îndată ce opresc comutatorul, Armstrong și bebelușii săi ninja intră în acțiune. Armstrong i-a luat pe cei doi și i-a închis în camera de pedeapsă. După aceea, când Tim începe să-i povestească lui Ted despre propriile greșeli, Ted spune că nu e vina lui, deoarece el s-a comportat de fapt ca un tată perfect. Apoi cei doi își rezolvă toate neînțelegerile dintre ei și încearcă să iasă împreună din camera de pedeapsă. Între timp, Tabitha îi surprinde pe toți cu un moment excelent, dar chiar și după o astfel de reprezentație excelentă, nimeni nu o aplaudă. Toată audiența stătea liniștită, iar Tabitha este foarte surprinsă să vadă că nimeni nu aclamă. Ea se uită la locul tatălui ei și se supără să nu-l vadă acolo. Tabitha pleacă plângând. Apoi Armstrong urcă pe scenă cu toți părinții hipnotizați. El începe să-i conducă după cum dorește și face pe toți să danseze cu el. Între timp, neputând să-i găsească pe Tim și Ted nicăieri, Tina merge la Tabitha, iar fetița mărturisește că și ea este un bebeluș special. Auzind asta, Tabitha își dă seama că toate poveștile pe care tatăle ei le spuneau erau adevărate. Tina îi dezvăluie atunci toate planurile lui Armstrong și cer ajutorul. Cele două încep să caute serverul folosit pentru a controla întregul sistem și în cele din urmă îl găsesc. Tim și Ted, pe de altă parte, se neacă în camera de pedepse. Atunci Ted își amintește de poneiul său și îl cheamă fluierând. Auzind fluierul, poneiul său a venit în grabă și a scos pe cei doi din camera de pedepse. Tim și Ted ajung la camera serverului călare pe acel ponei, dar Armstrong ajunge și prinde pe cei doi cu bomboanele sale lipicioase. Cu toate acestea, Tina și Tabitha ajung acolo. Tina poartă costumul mecanic al lui Armstrong. Ea este terifiată când își vede tatăl bebeluș. Armstrong ordonă apoi tuturor părinților hipnotizați să-i urmărească. Pe de altă parte, Tina încearcă să ajungă la punctul de server cu Tabitha. Tim și Ted încearcă să-l oprească pe Armstrong la acest punct, dar Armstrong îi prinde pe cei doi împreună cu bomboanele sale lipicioase și începe să urmărească pe Tina și Tabitha. Atunci Tina luptă cu Armstrong pe de altă parte. Tabitha încearcă să normalizeze toți părinții hipnotizați. Ea a făcut ca toată lumea să fie aproape normală, dar apoi Armstrong distruge brusc întregul sistem. Neavând altă soluție, Tabitha îi spune lui Tim să apese alarma de incendiu, astfel încât totul să poată fi distrus cu apă, dar părinții i-au ținut astfel încât nu se puteau mișca. Din fericire, efectul formulei speciale făcute de Baby Corporation începe să se termine, iar Ted crește brusc din nou. El începe să controleze toți părinții. În acest moment, Tim a apăsat alarma de incendiu, dar nu s-a întâmplat nimic. Chiar atunci Tabitha își amintește de vulcanul artificial făcut de tatăl ei. Ei distrug camera întregului server făcând vulcan artificial cu mentă și băutură coritoare. Pe de altă parte, Tabitha era pe cale să cadă de la înălțime și începe să strige după ajutor. Acum Tim are ocazia perfectă. El revine la starea lui normală la momentul potrivit și o prinde pe Tabitha. Armstrong, în acest punct, văzând o astfel de familie fericită, își dă seama de toate greșelile sale. El înțelege importanța familiei și a părinților în viața unui copil. După aceea, toți copiii aleargă către părinților. Totul revine din nou la normal și toți erau fericiți. În ultima secvență a filmului o vedem pe Tabitha cântând pentru familia ei în ziua de Crăciun. Toți se bucurau mult mai mult, dar le era foarte dor de Ted. Exact atunci sună soneria. Tim aleargă și deschide ușa, el vede multe cadouri așezate în fața ușii, era și o scrisoare lângă darul. Scrisoarea spunea: îmi pare rău că nu am putut să rămân cu voi din nou, dar în partea de jos era scris: ferește-te. Atunci un bulgăre de zăpadă lovește pe Tim. De fapt, Ted era acolo și a făcut asta doar pentru a se distra cu Tim. Toți membrii familiei sunt fericiți să-l vadă pe Ted. În cele din urmă, Tim și Ted încep să se joace în zăpadă din nou, așa cum obișnuiau să se joace în copilărie, și cu asta acest frumos film se încheie.